Există mulți copii care au devenit maturi, dar au crescut ca și copii cu părinți creștini. Însă după ce au devenit maturi sau când au ajuns adolescenți, au abandonat credința, au părăsit credința în Domnul Iisus Hristos. Posibil voi îi cunoașteți personal pe unii din ei. Sau există de cei care rămân credincioși, dar sunt credincioși formali. Ei vin la biserică, merg la biserică, încearcă să le creeze părinților și celorlalți oameni care îi cunosc, să le creeze impresia că ei sunt credincioși. Dar poți să auzi despre ei că fac niște lucruri de care te îngrozești. Te îngrozești când auzi de viața lor imorală, care nu se poate să nu iasă la iveală odată. Deci ei trăiesc o viață formală, o viață fățarnică și ei sunt departe de credința adevărată în Hristos Iisus. Alții sunt foarte indiferenți față de Evanghelie. Cum v-am zis, au o credință formală, poate nu trăiesc o viață imorală, dar au o credință formală și ei cred că sunt buni creștini venind duminica și stând la serviciu divin și mergând acasă. Și aia e tot și mai mult nu trebuie. Niciodată nu vorbesc la nimeni despre Domnul Iisus Hristos. Niciodată nu le spun la colegii de lucru sau la școală sau la serviciu, la oamenii cu care interacționează, ei nu le spun nimic. Nu se grăbesc niciodată să se implice în lucrările bisericii. Ei trăiesc o viață foarte, foarte pasivă, indiferentă, pe care ei posibil o numesc moderată sau nu știu cum, cumpătată, nu știu cum o numesc, dar ei au crescut cu părinți creștini și au ajuns așa niște oameni reci, reci și indiferenți față de lucrul Domnului, față de înaintarea împărăției lui Dumnezeu, față de lucrarea Evangheliei. Unii din ei nu se botează. Au crescut în familii de creștini și ei nu se botează, nu se botează, amână botezul. Au ceva, parcă noi nu știm care ar putea fi motivul ăsta, dar ei nu se botează, ei amână botezul. Și iar noi putem înțelege de ce ei procedează în felul acesta. Alții devin rebeli. Copiii care au crescut în familii de creștini, la o anumită perioadă devin rebeli, ori în adolescență, ori în tinerețe, devin rebeli împotriva părinților lor, nu vor să asculte nimic din ceea ce spun părinții, tot împotriva voiei părinților, parcă devin vrăjmașii părinților și parcă vor să le facă rău părinților lor. Așa se poartă unii copii. Sunt unii care au plecat din țara noastră sau din alte țări, din fostul lagăr socialist, au plecat, au emigrat în Statele Unite ale Americii și ei se confruntă cu probleme enorme cu copiii lor. Unii din ei au așa probleme cu copiii despre care nici nu vă imaginați. Pentru că copiii lor nu numai că au părăsit credința, ori trăiau într-un formalism, într-o fățărnicie religioasă, dar au ajuns să fie drogați. Au ajuns să se ocupe cu lucruri mârșave de tot, cu lucruri criminale să se ocupe. Și așa de repede s-au lăsat atrași în lucrurile acelea și cu tot au părăsit credința. Sau, la suprafață, încercau să creeze impresia că ei sunt copii de Dumnezeu. Toți aceștia, toate cazurile care v-am spus, au crescut în familii de creștini, în familii de credincioși. Eu mă uit și mulțumesc Domnului, așa, când stăm și noi împreună cu familia, împreună cu frații din biserică, cu unii cu alții, ne uităm și ne bucurăm când vedem copiii noștri cum cresc, când vedem cum ei se botează, când vedem râvna lor, cum se implică în Evanghelie. Ne bucurăm foarte mult să vedem aceasta. Și am vrea ca toți copiii noștri să-L urmeze pe Hristos, să fie deplin dedicați lui Hristos. Asta vrem. Astăzi eu nu voi discuta despre cauzele, de ce se întâmplă toate lucrurile care vi le-am menționat mai înainte, dar eu astăzi voi predica din Cuvântul lui Dumnezeu cum să procedăm ca să nu ne trezim cu astfel de situații. Noi avem multe familii tineri. Numai anul acesta ați văzut câte căsătorii am avut și iată ne bucurăm, s-au întors și Vasilică cu Irinuța. Așa greu ați venit de acum, ne gândeam că, nu știu, rămâneți în misiune acolo, ceva, dar v-ați întors. Bine că v-ați întors, că vă trimitem noi pe urmă. Și s-au căsătorit mulți tineri s-au căsătorit și așa ne bucurăm pentru ei că s-au căsătorit cei care sunt dornici, aprinși pentru lucrarea Evangheliei, așa îmi saltă inima de bucurie. Anul acesta
am avut și copii care s-au născut în biserică. Recent s-a născut Daniela. Nu știu eu, n-am fost de la început Daniela, l-am felicitat pe Igoraș, nu l-am felicitat. Păi acum te felicităm, Igoraș, haideți să aplaudăm și să-i mulțumim Domnului că s-a născut Daniela. Abia așteptăm să o aduceți la binecuvântare. Ne bucurăm foarte mult pentru că copiii s-au născut. Avem mulți copii în biserică, dar noi vrem copiii noștri să fie oameni de plin dedicați lui Hristos. Oameni care să-L iubească pe Hristos. Nici într-un caz nu vrem să se întâmple ceea ce v-am enumărat până acum, lucrurile care vi le-am spus. Știți că la ruși mai este și un termen, în limba română încă n-am auzit un termen similar, dar în rusă este un termen, DVR, Deti Verui și Hraditele, și termenul ăsta are o conotație foarte urâtă. Deti Verui și Hraditele înseamnă cineva care este foarte fățarnic, foarte fățarnic, care încearcă să facă impresia că este credincios, dar este rebel, trăiește în păcat, trăiește în... Cam asta e conotația cuvântului Deti Verui și Hraditele. Noi nu vrem să se întâmple. Detiverul și hrăditele trebuie să fie un copil, copilul de credincioși trebuie să fie un copil total dedicat lui Dumnezeu. Noi astfel de copii vrem să avem. De aceea, dragii mei, haideți acum să privim în Scriptură cum putem preveni toate lucrurile despre care v-am spus, le-am enumerat și care sunt realitate. Ce putem noi face ca și părinți ca să prevenim astfel de lucruri, să nu ne trezim cu astfel de situații și să nu avem dureri apoi de la copiii noștri. Noi vrem de la copiii noștri să avem numai bucurie, să-i vedem slujind lui Hristos. Cu toată dedicarea, nu vrem durere de la ei. De aceea, dați să vedem cum putem preveni astfel de lucruri și ce trebuie să facem noi. Prima dată, haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Deuteronom. Cartea Deuteronom la capitolul 6. Deuteronom, capitolul 6. Și aici, începând cu versetul 4, de la versetul 4 până la versetul 9, scrie așa. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și spune mai departe cum să facem aceasta. Deci poruncile acestea, în primul rând, eu să le am în inima mea. Și apoi am o mare responsabilitate, prima și cea mai importantă responsabilitate de părinte. Mai important decât să-i dau mâncare, să-i dau haine, să-i dau un pat unde să doarmă, să-i dau studii. Mai important decât toate celelalte responsabilități este să-i întipăresc în mintea copilului poruncile acestea. Poruncile acestea zice să le întipărești în mintea copiilor tăi. Cum? Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntării între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Ce se așteaptă de la noi ca și părinți? De la noi ca și părinți așteaptă ca noi să facem viața copilului nostru supra-saturată cu cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată să nu credem că i-am dat prea mult, că prea mult l-am învățat din Sfintele Scripturi. Oricât de mult nu l-am învățat pe copilul nostru din Sfintele Scripturi, niciodată nu este prea mult. Dar, dragii mei, este responsabilitatea noastră ca noi lucrul acesta să-l facem zilnic, totdeauna. Totdeauna, vedeți, spune, când ești acasă cu copilul, folosește timpul acela care îl petrece acasă cu copilul ca să-l înveți din Sfintele Scripturi. Dacă pleci în călătorie, ia copilul cu tine și folosește timpul acesta ca să-l înveți pe copil din Sfintele Scripturi. Apoi spune aici, folosește orice poți, ornamentații, orice vrei, în casă scrie cuvântul, ca să fie foarte vizibil, pe ușorii casei. Fruntării între ochi. Aici dă niște exemple, nu neapărat ne limităm la asta. Ca și principiu ce vrea să ne spun aici. Copilul să fie totdeauna expus la maximum la cuvântul lui Dumnezeu. Așa ca toată copilăria lui să fie din abundență umplută cu învățătura lui Dumnezeu. Și așa învățătura aceasta, zice, se va întipări în mintea lui. Tipar înseamnă că învățătura aceasta va lua formă în mintea lui. Așa îi vom forma o gândire biblică, o gândire dumnezeiască. Și asta este responsabilitatea noastră a părinților. Dacă noi părinții nu facem aceasta, atunci noi am ratat ca și părinți.
Am ratat ca și părinți dacă nu învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi ca și părinți suntem prinși cu multe lucruri. Mergem la serviciu ca să câștigăm bani, să putem cumpăra mâncare la copil, să putem cumpăra haine la copil, să-i putem plăti studiile la copil. Sunt necesare toate acestea. Dar atunci când toate acestea devin o scuză ca noi să nu-L învățăm pe copil cuvântul lui Dumnezeu, am ratat, ești un părinte ratat. Dacă tu te numești creștin și tu nu ai timp sau vii acasă atât de obosit că nu ai timp să-ți iei copilul pe brațe și să-i citești din Sfintele Scripturi. Nu ai timp ca să te joci cu copilul o joacă prin care el să învețe Sfintele Scripturi. El, copilul, nici să nu-și dea seama că el învață Sfintele Scripturi. Simplu! Ai luat două mașinele și o mașinică îi povestește la cealaltă mașinică o istorie din Biblie. Și copilul stă cu gura căscată, cu mașinica îi povestește alte istorie. Ai dat o altă formă pentru copil. Ai luat două păpușele, o păpușică îi povestește alte păpușele o istorie oară din Biblie. Și atunci copilul stă încântat și ascultă și asta îi se întipărește în mintea lui. Ai deschis Biblia și îi citești. Te-ai culcat cu el în așternut și îi citești istoriile astea, mai ales istoriile frumoase din Biblie, cartea Daniel, cărțile istorice, faptele apostolilor, evangheliile. Și le citești toate acestea. Așa se va întipări în mintea copilului. Deci folosește orice prilej pentru a-l învăța pe copil cuvântul lui Dumnezeu. Am observat că unii părinți nu pun preț pe școala duminicală și ei nu-și aduc copiii la școala duminicală. Dragii mei, noi școala duminicală nu o facem pentru ca să stea copiii cu minți în timpul serviciului, numai. Noi școala duminicală o facem ca să învățăm pe copiii din Sfintele Scripturi. Și eu totdeauna când mă întâlnesc cu Slava, care conduce școala duminicală, sau cu profesorii de la școala duminicală, totdeauna le accentuez și le spun din nou și din nou, dragii mei, nu uitați, școala duminicală nu este pentru distracție și nu este pentru ca copiii să nu stea în timpul serviciului în sală. Școala duminicală este ca să învățăm intens, foarte intensiv, să învățăm profund Sfintele Scripturi. Ei trebuie să înțeleagă Sfintele Scripturi. Oriunde merg copiii noștri, Sfintele Scripturi să le învețe. Mă mir că unii părinți nu îi aduc la școala duminicală. Facem tabără la biserică unde învățăm intensiv cu copiii Sfintele Scripturi și părinții nu îi aduc. Dar aceiași părinți, ei merg cu copiii lor ca să învețe instrument muzical. E bine că învață instrument muzical, dar dacă instrumentul acela muzical nu e legat cu Sfânta Scriptură, nu e legat, știu că sunt părinți care merg să învețe cu copiii lor un instrument muzical pentru că vor copilul să aibă o carieră în viață, o carieră muzicală, o carieră ceva. Asta e trist. Dacă ai timp pentru aceea, dar nu ai timp să-i aduci să înveți cuvântul lui Dumnezeu, vezi dacă nu ratezi ca și părinte. Sau poate îi duci la sport, sau poate îi duci la altceva, lucruri care nu sunt neapărat lucruri rele. Eu tot sunt sportiv, avem în biserică mulți sportivi. Dar dacă asta e scopul final, ai ratat, dacă acolo nu este prezent cuvântul lui Dumnezeu, noi cu sportul nostru punem cuvântul lui Dumnezeu acolo, vrem să transmitem Evanghelia. Prima oră a fiecărui antrenament este cu studierea Sfintelor Scripturi. Mai rău, sunt unii părinți care își duc copiilor la dansuri. Și ei duc la dansuri de astea senzuale, la dansuri care îi pornesc pe copii. I-au pus pe copii pe o treaptă la care nici nu-și dau seama pe ce treaptă i-au pus. I-au pus pe o cărare care copilul acela, în loc să oprească în biserică, s-ar putea să-și sfârșească tinereța lui într-un cabaret bar. Într-un anturaj de ăsta cu striptease. Asta vrem? Asta vrei copilul tău să se întâmple. Dar dacă l-ai expus pe copilul tău la niște lucruri care numai decât pe el îl vor duce în senzualitate, îl vor mai departe, în partea asta senzuală, tare o vor accentua. Și tu, părinte, îi faci asta. Deci pentru asta găsești bani, pentru asta găsești timp să-l duci de acasă cu mașina, să stai să aștepți până iese, să vii înapoi să-l aduci. Dar când facem tabără de studiu biblic la biserică, copilul tău nu e, că tu ești prea obosit și nu vezi importanța de a-l aduce pe copil să învețe. Când tocmai dimpotrivă ar trebui să vii tu, să te implici tu și cu copilul tău, să mai aduci alți copii, să-l înveți pe copilul tău cum să-i aducă el pe alții. Dacă nu faci asta, vezi dacă nu ratezi ca și părinte. Și apoi când va crește mare copilul tău și va începe copilul tău să devieze, să vor începe problemele pe care le-am numit eu la început, tu vei purta o vină mare. Pentru că tu nu ți-ai făcut datoria ta de părinte. L-ai învățat ce ai vrut, i-ai dat mâncare, i-ai dat îmbrăcăminte,
i-ai dat acoperiș, dar nu i-ai dat cel mai important lucru în viață. Nu i-ai dat învățătura Sfintelor Scripturi. N-ai întipărit în mintea copilului tău învățătura Sfintelor Scripturi. Noi vom avea o tabără aici la biserică, de la data de 26 până la data de 29 decembrie. Am făcut un plan acum. N-avem niciodată în timpul anului o posibilitate mai grozavă ca la Crăciun, când să vină așa de mulți copii la biserică. Anul trecut am avut 300 de copii, 300 de copii la biserică au venit și au primit un cadou. Anul acesta ne așteptăm să vină tot așa, bineînțeles, dacă veți depune toți efortul și veți invita. Toți copiii aceștia vor veni, Tudor cu tineretul acum pregătesc spectacolul, pregătesc tot și vor arăta spectacolul, acela vom avea un mesaj, le vom da un manual de studiu biblic, dar avem nevoie a doua zi de luni, de pe data de 26 până pe data de 29 până joi, să facem o tabără și toți copiii aceștia invităm aici la biserică. Invităm la biserică, vom face și în limba rusă și în limba română. Iată acum, dragii mei, este nevoie să vă implicați voi. Este o lucrare deosebit de importantă, nu vă închipuiți. Poate crezi că ce efect va avea la copii. Vom ajunge mai târziu să vedem ce efect va avea la copii. Dar e o lucrare deosebit de importantă. Avem nevoie de implicarea voastră. Ia copilul tău, ia prietenii copilului tău și vină aici și slujește. Avem nevoie de părinții care au copii să se implice ei. Cei căsătoriți, tinerii de data asta, ei vor merge, au și ei o tabără unde vor discuta. Ei nu vor fi în perioada asta, au planificat cu mult timp înainte. Dar acum este cazul ca să vină părinții, cei care au copii, care au copii mici, cei care nu aveți încă copii, veniți voi toți părinții să vă implicați. Și nu numai părinții, toți care doriți aici, veniți să vă implicați să facem tabăra asta să meargă bine și să le transmitem învățătură la copii. Iată, acesta este un plan și tare vreau să vă înțelegeți toți și să vă implicați acum în lucrarea aceasta care ne stă înainte și să aduceți mulți alți copii. La Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 20 până la 25, scrie așa: când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru? Ajunge copilul, a crescut în familie, noi am vorbit învățătura, și deodată când merge la școală, aude alte informații, se întâlnește cu alți oameni care încearcă să-l facă să pună la îndoială învățătura care i-am dat-o noi. Și atunci el vine la noi și îl zice, dar ce înseamnă legile astea? Dar nu mai este altceva, mai sunt alte lucruri. De la tine am auzit numai învățătura asta. Uitați-vă ce spune aici. Tu să răspunzi fiului. Noi eram robi al lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și ne-a norocit împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Și Domnul ne-a poruncit să împlinim toate aceste legi și să ne temem de El, să fim totdeauna fericiți ca să ne țină în viață cum face astăzi. Când va veni copilul tău să întrebe, când copilul tău are întrebări din Sfintele Scripturi, nu-l ignora pe copil, răspunde-i totdeauna. Dacă nu știi răspunsul, intră pe site-ul Moldova Creștină, caută răspunsul, citește și răspunde la copilul tău. Dacă nici pe site-ul Moldova Creștină nu este răspunsul, intră pe canalul Moldova Creștină, caută acolo răspunsul, poate este un răspuns la întrebarea aceea și explică-i copilului tău. Dacă nu este, adresează-ne întrebarea, căutăm răspunsul, să-i dăm răspunsul. Nu ignora când copilul tău îți adresează întrebări din Biblie, atunci caută. Asta e cel mai important lucru, asta e foarte prioritar atunci. Când copilul ți-a dat întrebări, caută să-i răspunzi la întrebările tale. Pentru că dacă nu-i răspunzi tu la întrebările tale, el nu va mai veni cu întrebări la tine. El va căuta răspuns acolo de unde va primi răspunsuri greșite, învățătură rea, învățătură nimicitoare. Și apoi tu, când îl vei chema, când vei vedea că copilul tău a luat-o pe căi străine și tu vei vrea să-l salvezi pe copilul tău, atunci gata, nu mai este important nimic, atunci numai viața copilului tău este important. Vrei să-l aduci înapoi. Când auzi într-o zi copilul tău a început să ia droguri, vai, groaznic, ai uitat de tot. Nimic atunci nu mai este important, atunci vrei să-l salvezi pe copil. Dar atunci el nu vrea să discute cu tine. Eu n-am nevoie. Tu crezi așa, eu nu cred așa. Pentru că tu n-ai avut timp pentru copilul tău. Când el ți-a pus întrebări, tu nu i-ai răspuns. Ori de câte ori îți adresează copilul întrebări, răspunde deodată. Fă-ți timp. Petrece timp cu el. Răspunde la întrebări. Și mai spune aici ceva. Spune la copil mărturia ta personală. Foarte important copiii noștri să o audă de la noi mărturia personală. Vezi aici spune experiența mea. Eu am experiența mea cu Dumnezeu.
Asta eu te-am învățat din Sfintele Scripturi, dar eu am experiența mea personală cu Dumnezeu și vreau tu să știi care e experiența mea personală cu Dumnezeu. Prin ce am trecut eu, cum am trecut, minunile care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Noi ca și părinți trebuie continuu să le vorbim la copiii noștri, să le spunem experiența noastră personală cu Dumnezeu. Un alt lucru încă important pe care trebuie să-l facem este la Efeseni, capitolul 6. La Efeseni, capitolul 6, spune așa. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Și aici spune așa, versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Ca să nu se întâmple lucrurile acelea rele cu copiii tăi când vor crește mare și ei să devină niște fățarnici, niște oameni care se vor îndepărta de Dumnezeu, vor cădea de la credință. Nu întărâta la mânie pe copiii tăi. Știi cum întărâți la mânie pe copiii tăi? Când le pui limite care nu fac sens. Nu fa asta, nu fa asta, nu fa asta, nu fa asta, nu fa asta. Mi-am amintit în copilărie cum o vecină îi spunea la copil, dă-te jos de pe lemne, dă-te jos de pe lemne, stai jos de pe lemne. Noi toți copiii stăteam pe lemnele, cele erau niște lemne puse la poartă. Îmi plăcea să stăm pe lemne, cele să vorbim, dă-te jos de pe lemne, jos de pe lemne, jos de pe lemne, fără niciun sens. Dar ce ți încurcă dacă el stă pe lemne, ori stă pe lemne, ori stă jos, ce ți încurca? Eu am dat un exemplu așa, sunt mulți credincioși care fac, pun niște limite copilului care pur și simplu îl întărâtă la mânie, continuu, cu niște limite care nu fac sens. Nu-ți întărâta copilul la mânie. Poartă-te frumos cu copilul, tratează-l cu respect pe copil și te va trata și el cu respect pe tine. Nu-l întărâta continuu la mânie. Alți părinți au un alt fel de a întărâta copiii prin faptul că ignoră. Nu are timp niciodată. Mulți copii sunt întărătați la mânie prin faptul că ei sunt ignorați de părinții lor. Părinții nu-și fac timp pentru ei, nu discută cu ei, nu se interesează de ei, nimic. Și ei sunt mâniați pe părinții lor, pentru că părinții lor sunt total indiferenți. Fii atent, dragul meu, nu-ți întărăta la mânie copilul nici așa, nici prin punerea unor limite care nu fac sens, prin punerea unor legi, unor cerințe care nu fac sens, pur și simplu sufoci pe copilul tău cu cerințele astea. Dar nici prin ignoranță de asta care nu-ți pasă de el, că așa tot îl provoci la mânie. Aici spune părinților, nu întărătați, nu provocați la mânie pe copiii voștri, ci, contrast, creșteți-i în învățătura și mustrarea Domnului. Acolo cuvântul mustrare înseamnă disciplină. În disciplină trebuie să învățăm pe copiii noștri disciplină, cu răbdare și învățăm continuu. Unii învață mai ușor, alții învață mai greu, dar noi nu cedăm niciodată și noi continuu învățăm disciplină cu răbdare, disciplină și învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să facem, dragii mei. Nu împiedicați pe copii să vină la Iisus. În Evanghelia după Marcu, deschideți vă rog cu mine la Marcu, la capitolul 10. Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, de la versetul 13 până la versetul 16, este scris astfel. I-au adus lui Iisus, bineînțeles, niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Aveau apostolii ceva împotriva copiilor? Nu. Bineînțeles că nu. Erau supărați pe copii? Nu. Pur și simplu, apostolii au gândit cum gândesc cei mai mulți din noi, cred că și din sala asta cum gândesc cei mai mulți. Ei s-au gândit, are Domnul Iisus lucruri așa de importante cu maturii? Sunt atâția maturi, ei sunt importanți. Da, copiii, ce pot înțelege copiii? Da, nu înțeleg nimic copiii, nu mai încurcați! Noi de multe ori ne socotim nevoile spirituale ale copiilor. Noi credem că nici nu au nevoi spirituale copiilor. Domnul Iisus Hristos s-a mâniat. Domnul Iisus era înconjurat de mulțimi, care toți aveau cerințe la El, toți aveau așteptări la El și Domnul Iisus a oprit toate mulțimile și toate cerințele și a zis să vină copiii, copilașii să vină. Nevoile spirituale ale copiilor le-a pus mai sus decât ale celorlalți din mulțime, așa? A pus nevoile lor mai importante și i-a adus. Și apoi a explicat, le-a spus ucenicilor, nu împiedicați copiii să vină la mine, lăsați-i copiii, când vor, atunci vin. Copiii să vină la mine. Și apoi a mai spus ceva.
Dacă nu primiți împărăția lui Dumnezeu cum o primește un copilaș de ista, cu niciun chip nu veți intra. Domnul Iisus a spus un adevăr foarte important despre copii pe care noi nu-l înțelegem și-l ignorăm. Copiii, ca nimeni alții, primesc împărăția lui Dumnezeu. Ei în simplitate o primesc, ei primesc tot adevărul. Cum este dat cuvântul lui Dumnezeu, așa îl primesc. Și ei nu pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu vin cu întrebări de este întortocheate și amețite cum vin cei maturi. Ei cum aud cuvântul lui Dumnezeu, așa îl primesc, îl cred, ei îl văd cuvântul lui Dumnezeu. Noi le spunem istoria și așa de tare intră în istoria ceea care noi o spunem, ei o trăiesc. Mi-amintesc cum erau copilașii noștri mici și cum le citeam. Daniel totdeauna vroia să-i citesc despre Daniel în groapa cu lei. David vroia totdeauna să-i citesc cum David cu Goliat se luptă. Și odată, după ce am citit David cu Goliat cum se luptă, David, tata, dar când am făcut eu asta, zice? Dar altă dată când citeam și trebuia să dau pagina, știți, citeam despre David și când am dat pagina am făcut o pauză. Dar Dănuț mă întreabă, tata, zice, asta Davica nostru? El așa de viu trăia tot asta, că el și-a închipuit, asta e Davica nostru, el face așa ceva. Cu Tica citeam, am citit tot așa despre Daniel în groapa cu lei. Și când au mers, dar nici măcar nu i-am vorbit nimic de icoane sau de ceva. Am citit despre Daniel, cei trei tineri care au ajuns în cuptorul cu foc. Și la grădiniță, s-a dus Tica la grădiniță și acolo educatoarea într-o zi le spune: hai copilași, acum toți ne întoarcem la icoană ca să ne rugăm, ne închinăm și după aceea mâncăm. Dar Tica se scoală și zice: măcar poți să mă arunci în cuptorul cu foc, eu nu fac asta. Vedeți cum trăiesc copiii? Vedeți cum trăiesc, cum primesc copiii adevărul? Și ei când îl primesc, adevărul celălalt s-a întipărit, gata, el trăiește acolo adevărul ăsta. Dar noi ne socotim nevoile duhovnicești ale copiilor. Nu trebuie să o facem asta. Dați să le slujim copiilor, dați la generația asta să le slujim, să ducem Evanghelia, să facem efort pentru ei, acasă, la școală. Și oriunde avem acces la copii, nu numai la copiii noștri, oriunde avem acces la copii, să învățăm pe copii. Dragii mei, noi, ca și biserică, avem așa o binecuvântare de nu vă închipuiți. Când am numărat în toate punctele de misiune, acum avem 30 de puncte de misiune, când am numărat în toate punctele de misiune câți copii avem, avem peste 3.000 de copii care ne-a dat Dumnezeu și noi îi învățăm pe copiii ăștia cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem așa o mare binecuvântare. Haideți să îi învățăm pe copiii aceștia. Acum și cadourile astea de Crăciun care le facem, nu le facem cu alt motiv decât ca să avem posibilitate să le ducem Evanghelia lui Hristos, să le arătăm cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm, să împlinim nevoile lor duhovnicești. Haideți să o facem aceasta și să o facem cu dragoste, să o facem. Dă-i copilului un exemplu frumos. La 2 Timotei, capitolul 1, vă rog să deschideți. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Și iată aici Apostolul Pavel îi spune așa lui Timotei: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. O calitate frumoasă, credință neprefăcută. Și Pavel zice, eu când mă gândesc la tine, Timotei, Pavel avea o afecțiune deosebită față de Timotei. Evident că era... Dar Pavel singur spune, zice, n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile așa cum o face tânărul ăsta, Timotei ăsta. Este un om ales, un om rar. Și Pavel când se gândea la Timotei, lui apărea calitatea asta în față. Vezi că așa despre fiecare om, când te gândești la cineva, este o calitate care iese. La unii iese calități frumoase, la alții iese calități proaste. Când te gândești de omul acela, iese calitate proastă, nu o calitate bună. Și Pavel zice, eu mi-amintesc de credința ta neprefăcută, care mai întâi a fost în bunica ta și în mama ta Lois. Știți că Timotei n-a crescut într-o familie creștină pe deplin. Tatăl lui era păgân, tatăl lui era grec. Dar se pare că era un grec de ăsta, cu minte care nu s-a legat. El, pur și simplu, a împiedicat-o pe mama lui, pe Eunice, nu i-a dat voie soției să-i facă tăierea împrejur lui Timotei, să-l ducă la sinagogă. Dar mai mult n-a împiedicat. N-a împiedicat-o pe ea să-l învețe. Și exemplu frumos care l-a trăit Eunice și mama și bunica Lois, a trecut la el. El a văzut o credință sinceră, o credință neprefăcută. El a preluat asta. Dă-i un exemplu frumos copilului tău. Arată-i un exemplu. Dacă tu vorbești una, dar trăiești alta. Dacă copilul n-a văzut la tine decât pățărnicie. Dacă copilul tău n-a văzut la tine decât goană după vânt. Dacă copilul tău n-a văzut numai potriviri la chipul veacului de acum. Pentru că te-au interesat totdeauna lucruri de nimic.
Nu te-au interesat lucrurile duhovnicești. N-ai pus preț pe lucrurile duhovnicești. Dacă copilul tău a văzut fățărnicie, asta preia și el. Dacă copilul tău vede lucruri rele, asta preia și el. De multe ori se întâmplă lucruri care n-ai vrut nici cum să le transmiți, tocmai acelea s-au transmis. Și invers, cele care le-ai vrut nu se transmit. Păi pentru asta, dragii mei, trebuie să veghem continuu, să lăsăm o pildă. În fiecare zi să te scoli cu gândul. Eu îl învăț pe copilul meu cu exemplul meu. Cum procedez eu? Nu mă simt chiar bine azi, aș prefera să stau acasă, relaxat. Dar nu, eu am în casă copii, tocmai de ce azi voi merge la biserică, pentru că vreau să le arăt la copii o disciplină duhovnicească. Am venit acasă foarte obosit, aș prefera azi să mă culc fără să mai stăm la rugăciune. Nu vreau să le dau la copii un exemplu prost. Hai copilaș, veniți cu toții la rugăciune să ne rugăm, vreau să învăț o disciplină duhovnicească. Sunt sărac, lipit pământului și am văzut o nevoie. Mă gândesc, nu particip. Așa îmi spune firea, că dacă vei da, nu vei avea, dar Domnul Iisus îmi spune, dă, ajută, contribui, implică-te. Și vreau să dau o pildă la copiii mei și totdeauna te gândești, ce pildă le dau eu, ce învață ei acum din ceea ce văd, din felul cum văd ei. Gândește foarte bine, dragul meu, cum procedez. La 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, Pavel mai spune așa, spune lui Timotei, zice, tu din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Pruncii înseamnă baby, am care încă nu vorbește, încă nu, abia numai din scutice a ieșit. Și iată îi spune tu, din pruncii, el s-a trezit, Timotei s-a trezit cu Sfintele Scripturi. Ce frumoasă e viața când te trezești cu Sfintele Scripturi. Am auzit despre ele numai la 20 de ani. Ce frumoasă e viața să te trezești cu Sfintele Scripturi. Cine a făcut viața lui așa de frumoasă? El s-a trezit cu Sfintele Scripturi și l-a învățat Sfintele Scripturi. Mama, bunica l-a învățat din pruncii, continuu. Vezi, în casa lui a fost din abundență cuvântul lui Dumnezeu. Tata n-a făcut asta, dar mama și bunica foarte bine au reușit în lucrul ăsta să-l facă. Iată de aceea, dragii mei, dați un exemplu frumos la copii. Și acum le puteți da un exemplu așa frumos la copiii voștri. Veniți acum și implicați-vă în toate nevoile astea care sunt la biserică. Când pregătiți în perechea aceea din încălțăminte pentru Rusca, pentru femeile de la Rusca, pregătiți cu copiii, hai copilaș, facem tot și ei văd, ei participă, grozav, lor le place. Nu, ce frumos, copiii singuri vor să ajute ei să facă, să vândă, să dreagă ce